Un tir cu ajutoare medicale destinate Spitalului de Urgență din Petroșani a rămas pe drum. Dintre cele 4 tiruri plecate spre România, doar 3 au ajuns la destinație. Cel de-al 4-lea a rămas în pană în urmă cu 3 zile lângă Arad. Pe lângă pachetele cu cadouri destinate familiilor sărmane, nemții de la Roundtable au plecat spre România cu un tir încărcat cu ajutoare medicale. Printre altele, în respectiva mașină se află mobilier și aparatură medicală. Avem un tir cu aparatură și mobilier medical care este momentan la Arad, dar urmează să ajungă la Petroșani astăzi sau mâine, și încărcătura tirului este destinată spitalului din Petroșani. În acest an, tot din Germania și tot prin intermediul Caritas la Petroșani, au ajuns mai multe ajutoare.